Bună! Salut din Moldova! Este început de primăvară și noi am dat startul construcției vanului nostru. Noul nostru proiect de călătorii. Pentru cei care sunt noi pe canal, faceți cunoștință Luminița și Costi. Noi călătorim de 2 ani și jumătate full time și acum vrem să începem o nouă etapă de călătorii cu un proiect nou. Vrem să călătorim cu autorulota. Ne place mult ideea de van life și fiindcă autorulotele sunt scumpe, am hotărât să construim noi autorulota noastră. Cu propriile noastre mânuțe! Da! Am cumpărat un cargo van, un Citroen Jumper din 2014, care este gol, goluț prin interior, n-are absolut nimic, este destinat transportul mărfii. În interior o să construim o casă pe roți. Probabil acest tip de proiect este nou în Moldova și România, cel puțin nu a fost meditezat, dar în lume, în America sau în alte țări din Europa, e destul de popular chestia asta și avem multe surse de informare și deci eu, de exemplu, nici eu, nici Luminița nu suntem ingineri sau ceva să lucrăm în acest domeniu. Dar datorită informațiilor din pe internet și entuziasmului o să reușim, cred eu. Cred că entuziasmul face cel mai mult din tot proiectul ăsta pentru că mai bine de un an avem în cap ideea asta și abia acum am început să o realizăm. Hai să începem lucrările! Hai! Haidea! Iată cum arată garajul în lucru. Majoritatea chestiilor deja sunt cumpărate. Panou solar de 280W, baterii în total 300 de amperi, ventilator Max Fan, care l-am comandat din America tocmai, că în Europa, chiar dacă erau la prețuri foarte mari. Așa. Frigider și careva unelte mai avem aici. Aici lemnul care o să-l punem. Iată așa, să astupăm cu placaj din ăsta. Și acolo pentru încălzire, izolare termică. Și prima etapă e curentul electric, adică tragem cablurile pentru curentul electric ca să îl tragem de subt, după aia punem izolarea și punem și lemnul. Și tragem întâi curentul electric. Iată. Aici o să fie așa un panou care se află acolo. Culoarea roșu și albastră pentru 12V, iar culoarea alb și negru pentru 220V. Și toate vin aici. Aici o să fie așa un fel de scaun și sub scaun o să fie bateriile și toate conexiunile electrice. O să scoatem ventilatorul ăsta și o să punem Max Fan-ul, care e mai performant, ăsta și face foarte mult zgomot. Și cam asta. O să vă arăt deja următoarea etapă. Următoarea etapă este ventilatorul. Aici era un ventilator din fabrică și eu o să-i pun un ventilator Max Fan. Nu cum o să vedeți de care. Un ventilator special pentru rulote, pentru vanuri. Și iată, acum am măsurat, o să trebuiască să tai. Mi-e cam frică să tai, că vedeți unde sunt liniile astea, o să trebuiască să tai. Mi-e cam frică un pic, dar o să trebuiască să tai. L-aș fi pus un pic mai în spate, dar datorită că am gaura asta, s-a nevoit să-l pun chiar aici. Și în partea asta o să fie dușul și cam risc să nu-mi încapă, dar sper să-mi încapă. We'll be right back.
să vedem, vine. Op. Așa. O, este. Fix vine. Ce bine, ce bine, ce bine. Mâine o să trebuiască să mai pun pe aici, prin margini, niște silicon. Și totul va fi bine. Uite ce bine stă. Nu chiar la mijloc, dar mă rog, așa și trebuia să nu fie la mijloc. Deoarece în partea aceea o să fie dușul și... asta e. Cu succes! Solar este deja instalat. I-am pus 4 bolturi pe marginea interioară. Iată aici, unul aici, unul acolo și încă două în cealaltă parte. Este un panou de 280W. Sper să-mi ajungă, dacă nu mai am aici un pic de loc și o să mai adaug unul. Aici am tras cablul interior. Deja o să-i mai pun silicon și o să le interes bine să nu pătrundă apa. Pe margini, pe aici tot o să pun silicon. Și până ce se țin foarte bine. Următoarea etapă este izolarea termică. Pe pereți pun un fel de vată, 5 cm grosime. Și numai că am probleme la lipit, nu prea se primește să o lipesc. Am încercat cu așa un fel de silicon adeziv, dar nu prea se primește. Poate să încerc cu lipici dublu, poate se primește. Trebuia, mă, normal, vată, de asta am văzut că este un fel de hârtie, dar n-am găsit. Am luat și eu ce am găsit. Voi ce părere aveți? E bună ideea ca să pun vată pe pereți sau mai bine mergeam pe ideea de buretă? Merge bine, ia vedeți ce încălzire bună avem, vată. Unii spuneau că nu e chiar bine de pus vată, deoarece poate să lese în jos. Nu știu, am făcut greșeală sau nu, o să vedem pe parcurs. După care eu învelesc cu așa un fel de folie. Iată, vedeți, are și un pic de buretă, 5 mm de buretă aici. Și asta îi dă încă un plus de protecție împotriva căldurii și frigului. Se permit frumos, mai am încă un pic. Astăzi termin aici. O nouă zi, un nou început de lucru. Astăzi montez placajul pe pereți și o să trebuiască să-l tai așa în forme mai neobișnuite ca să scot cablurile la suprafață, ca să tai după forma roților. Adică, nu știu, mă așteaptă un challenge destul de greu. O să trebuiască să tai lemnul în formă și nu prea am făcut asta niciodată. Mă rog, sper să-mi reușească. Sper să fie o idee bună, acum să vedem. Din mai multe încercări reușit să fac forma roții. Iată, vedeți? Acum trebuie să o tai după forma asta, lemnul. Hai să încercăm să tăiem. Oare o să stricăm primul lemn? Sperăm că nu. Hai să încercăm. Gata! Azi vedem dacă vine, mă! Da.
știu, stai dacă... În general așa parcă e ok, nu e... Ca de colo trebuie să merg... A, dar eu știu ce vezi prea mult. Și n-am tăiat, n-am... A, eu acolo... Invers, îmi pare bine, dacă altfel. Că și prea mult. Poate stai pur și simplu din capul ăsta așa, o leac. Nu chiar așa forma, a trebuit să mai fac ajustări, atât vedeți așa. Aici ajustări, aici așa ajustări și în celălalt capăt tot ajustări, atât vedeți. Și acum o tai totodată pe, din cealaltă parte. I-am făcut însemnări așa, ca să nu mă mai chinui încă o dată să fac toate măsurările, că e simetric. Uite așa. Au trecut deja 2 săptămâni de lucru. Lucru e în toi, merge foarte bine, până ce îmi place. Sunt careva nuanțe și puncte negative, dar merge totul bine și vanul prinde încet încet contur. Haideți să vă arăt. În primul rând, trageți atenția că am pus fereastră. A? Arată bine, nu știu, din interior deja este lumină. Tare fain. Ia vedeți, învelișul deja e gata. Aici am pus placaj și de sub i-am pus vată minerală plus, uitați așa, un fel de folie de aluminiu cu buretă, așa, buretă. Și eu sper să mă protejeze de căldură și de frig foarte bine. Montarea placajului nu e perfect, sunt careva găuri, dar o să le astup cu silicon acrilat și cred că o să fie ok, mă gândesc eu. Am făcut deja și carcasa patului, doar că trebuie să o fixez. S-a primit un pat mare, mai mare decât mi-am imaginat. În lățime e 1,45, 145 de centimetri și în lungime, că o să dormim așa de latul, 182 de centimetri. Așa că e suficient pentru noi. Noi ambii suntem scurți și e destul de suficient pentru noi. Aici avem dulapurile deasupra patului. O să fie dulap cu haine, dulap cu haine și aici un dulap, probabil cu veselă sau alte chestii. Mai am de lucru la el, cred că azi mă ocup de el. Și cam atât, încet încet deja continuăm cu mobila. După care cu patul, fixăm patul. O să trebuie să ne gândim cu ce învelim pereții, că o să fie ceva învelit încă. Încă nu știu cu ce, nu ne-am determinat cu ce învelim pereții, dar o să vedem, sper să ajungem la o soluție bună. Hai la lucru!
Ia vedeți ce frumos s-au primit dulăpioarele. Vă place? Hop. Fain. Mă rog, vedeți că nu e perfect, dar eu cred că e ok. Trebuia, cred că, să fac ușile astea cu dintr-un placaj mai gros. Dar le schimb eu dacă ceva, păi nici nu merge. Foarte fain. Mie îmi place în orice caz. Iată, am adus și patul, vedeți? Deja este, să fie așa nântuț, că acolo sub pat o să fie un fel de garaj unde o să fie biciclete, rezervoruri pentru apă, mai multe bagaje. Am pus învelișul deja și pe ușă. Ia vedeți ce bine s-a primit. Și pe ușa laterală la fel am pus. Așa. Este. Și acum începem cu podeaua. Scos podeaua, asta din lemn și de dedesubt, vedeți, am pus de asta folie de aluminiu cu un fel de buretă și am montat patul. Iată, am pus șuruburi pe dedesubt și acum o să trebuiască să pun linoleum. Astăzi, ocupația mea de astăzi o să fie să pun linoleum și să montez patul până la urmă, după care mă apuc mai departe de mobilă sau de papt. Mai vedem. Ia vedeți ce mânuțe am. O, mă doar degetele și smurtare. Vopseaua asta nu se ia nici ca acum. Da, sunt într-o stare jalnică. Ok, s-o cam lungit episodul ăsta, nu? Haideți să continuăm deja la următorul episod. Mă ocup de mobilă și de electricitate, ceea ce mie foarte mult îmi place. O să vă arăt ce configurări am făcut eu pentru electricitate. Baterii, panou solar, cablaj, tot absolut în detaliu o să vă explic ce ține de electricitate. Așa că nu uitați să urmăriți următorul episod. Pa! Just like me, someone just like me.